Bună ziua! În acest tutorial o să desfacem un stil FS56 ce nu mai are compresie. O să desfacem să vedem dacă trebuie segmentat sau trebuie schimbat pistonul. Prima oară desfacem plasticurile. Desfacem carcasele ca să putem accesa motorul. Ok, desfacem plasticul deasupra, filtrul, capacul de la filtrul de aer. Așa, acum o să desfacem demarorul. Ok, desfacem și demarorul. Așa, acum vom desface carburatorul, reprins cu cele două piulițe. Prima oară filtrul de aer. Așa, suportul de la filtrul de aer. Așa, mai era un furtunel. O scoatem și pe acesta. Și gata. Acum carburatorul este fără probleme. Așa, am scos capul de accelerație. Așa. Am găsit și o problemă. Pare că s-a rupt galeria de admisie, este ruptă. Așa, dar acest lucru tot nu explică de ce are și o compresie scăzută. Deci trebuie să înlocuim și galeria de admisie. Ok, și garnitura. Așa, o să desfacem și carburatorul, dar mai târziu. Momentan îl lăsăm în această poziție. Ok, desfacem și galeria de admisie. Este prinsă cu 3 șuruburi. O garnitură pare ok, dar o să o schimbăm și pe aceasta. Ok, vom desface eșapamentul mai departe. Desfacem eșapamentul. Așa, acum vom roti și vom desface partea de jos. Așa. Ca să putem să scoatem carterul împreună cu cilindru. Da, este prins de acest plastic cu 4 șuruburi. De aceea nu am scos carburatorul, ca să nu trebuiască să golim rezervorul, să nu curgă benzina.
facem și iese cu totul, scoatem de pe tijă. Așa, am scos și ambreiajul, scoatem firul de la aprindere și acesta este motorul. Acum punem într-o parte acestea. Ok, acum desfacem și prezoanele de la motor. Asta a fost strânse foarte bine. Ok, am desfăcut și bezoanele, acum putem desface cilindrul, vedem ce avem înăuntru. Ok, vom curăța puțin cilindrul ca să putem să vedem. Ok, după ce am desfăcut și am șters puțin pistonul, se vede pe unde a scăpat compresia, se vede pistonul a fumat, nici cilindrul nu arată chiar foarte bine, are părți în care este frecat. Vom pune un segment nou să vedem cum închide acesta pe cilindru, dacă mai merge folosit acest cilindru sau trebuie schimbat. Ok, aici avem segmentul cel vechi. Nu este foarte uzat, dar având în vedere că este piston într-un segment și este de capacitate destul de mică, acesta împreună cu uzura cilindrului afectează pornirea. O să vă arăt și segmentul nou cum vine. Ok, aici este segmentul nou. Da, deci vedeți, trebuie să rămână spațiu cât lama de ras. Deci v-am spus, dacă era un piston în doi segmenți, nici segmentul acela nu punea o problemă la pornire. Dar având în vedere că este un singur, este piston cu un singur segment, acesta pune probleme la pornire și uitați, a scăpat și compresie pe lângă. Deci clar s-a uzat și în interior. O să curățăm bine canalul.